Bună ziua, stimați telespectatori! Mergem mai departe cu emisiunea noastră și vă invităm la un dialog despre regulamentul de funcționare în școlile gimnaziale. Știu că sunt foarte mulți părinți interesați să mai afle de ce s-a schimbat în acest domeniu. Aici în studio, alături de noi în studio, doamna Ioana Iordache, director la școala Daniela Cuciuc, profesor Daniel, Ioana Iordache, să română, și vă mulțumesc că ați venit astăzi alături de noi. Bună ziua, m-am găsit. Mereu se întâmplă schimbări în acest domeniu al funcționării școlilor românești. Ce părere? Dumneavoastră care lucrați în sistem, ca așa se spune acum, cum vedeți lucrul ăsta? Da, este un lucru benefic, ținând cont de faptul că societatea românească este într-o perpetuă schimbare, într-o perpetuă modificare, și atâta timp cât elevii noștri au o serie de așteptări vis-a-vis de școală, cred că și școala trebuie să se armonizeze în funcție de dorințele, așteptările lor, în funcție de modul în care vor privi viața pe viitor. Sigur că aceste modificări de foarte multe ori sunt privite cu oarecare reticență. De părinți? Și de către părinți, și de către profesori, și de către elevi până la urmă. Iar modificările care au intervenit la acest regulament de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, modificările acestea vin în sprijinul, părinților și, de ce nu, al elevilor. Și mă refer aici la un mic amendament cu privire la telefoanele mobile. Ați început deja cu telefoanele, deja discuția noastră se încheie aici. De ce spuneți lucrul acesta? Pentru că aici trebuia să... Mă rog, haideți că o să vorbim, o să dezbatem. Vă rog, cu telefoanele mobile. Există acolo un amendament vis-a-vis de faptul că aceste telefoane mobile, pe parcursul derulării actului didactic, trebuie să ținute închise și securizate la nivelul fiecărei clase, iar la sfârșitul orelor sau în cazul în care există o urgență pe parcursul acestora, se înapoiază elevilor. Securizarea aceasta se poate face fie la nivelul unor dulapuri din interiorul clasei, fie într-o cutie, compartimentată, în care fiecare elev să-și pună telefonul dat pe silențios sau închis. Îl utilizăm în timpul actului didactic doar dacă, profesorul vrea să prezinte un tip de lecție, prin metode activ-participative și este neapărat necesară utilizarea lor, sau în caz de urgențe majore, Doamne ferește. Și acum părinții ce să facă? Să mai pună ei bani, să mai construiască niște... Nu. Da. De ce să construiască? Aha. În fiecare clasă există câte un dulap, câte un fișier în care dirigintele are o serie de materiale și aceste telefoane pot fi depozitate acolo în condițiile în care... Am înțeles. Sunt profesor, vorbeam cu un profesor săptămânile trecute și îmi spunea că un profesor, ceea ce spuneați dumneavoastră, a încercat în București, poate știți mai bine, sunteți în temă, și face, a spus, domnule, hai să vedem dacă tot se dau voie cu telefoane, dar era înainte de regulament, să mergem până la maxim, să vedem dacă și toate lecțiile le facem pe telefonul mobil. Să vedem ce o să iasă, cum o să ajungă generația noastră. Am vorbit cu cineva, face liceu în Marea Britanie și îmi povestea că nici măcar așa, în glumă, nu se scoate telefonul în timpul orei. Dacă încerci, e o strictețe foarte mare. Văd la clasa întâi, deja vin cu telefoane, e ceva o nebunie generală. Dumneavoastră cum vede? Da. Între copii apare un oarecare concurență pe care unii nu o pot digera ca atare. Ei nu mai sunt interesați de calculatoare, de așa, ei sunt cu telefoanele mobile. E foarte greu. Eu am văzut discuție. A intervenit, cine a intervenit? De la părinți, de la Asociația Părinților. Domnule, cum să luăm telefoanele? E un abuz de putere sau... M-am rămas și eu așa, am zis, dar totuși gândiți-vă, copiii merg la școală.
merg să învețe, merg să, nu știu, să deprindă niște lucruri. Nu putem să-i, să-i lăsăm... În condițiile în care, exact, în momentul în care ajung acasă, ai tendința lor este, da, să stea în continuare pe telefon. Deci aici ar fi trebuit să se rezolve cumva, da? Această, mă rog, situație, am, da, văzut că i-au sărit ministru. Acum eu am fost de partea ministrului, vă spun, uh-huh, sincer, văd, da, da, că și eu merg toată ziua la școală și văd în... văd că nici n-au ieșit din clasă, pac, telefoanele sunt la ordinea zilei. Da, o altă, eu știu, modificare care a intervenit este cea cu privire la purtarea uniformelor școlare. De exemplu, la noi în școală există o uniformă școlară cu emblema școlii, e cu somn pe care îl port și eu cu mare... Asta e uniforma de la dumneavoastră la școală? Este doar e cu somnul. Ai, cu somnul. Sarafanul, da. Este din cadrul școlii. Și aici, la capitolul... Nu trebuie să condiționăm, mm-hmm, prezența la ore de purtarea uniformei. Asta este, da, modificarea, da, uniforma care de la clasa a 5-a? De la clasa pregătitoare până la clasa 8-a. Mm-hmm. Este un element de, eu știu, diferențiere a elevilor. Ei poartă fie o vestuță, fie un sarafan, în cazul, mm-hmm, fetelor, dar au... ecusonul acesta care îi identifică foarte bine. Asta nu înseamnă că dacă un elev a uitat acest element de identificare acasă, este dat afară de la ore sau, eu știu, îi se restricționează, aha, accesul. Nu, dar nu vin, nu apar voci. Ah, deci asta, nu, e matricola aia, nu, de pe, nu, vremea, nu, comunismului și n-are niciun număr. A fost nici... o discuție, da, la nivelul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Toate aceste hotărâri acolo s-au luat cu consultarea elevilor. Părinții chiar au fost încântați de această idee, tocmai pentru a, eu știu, uniformiza oarecum modalitatea de a se prezenta, mm-hmm, elevii. A, știți, să ne că ferim de acest cuvânt, uniformizare. Că... Uniformizat, da, între ghilimele am folosit, am termenul. Înțeles, am înțeles. Tocmai în ideea că apăreau discuții și la nivelul accesoriilor, a vestimentației elevilor în clasă. Și ăsta este un motiv pentru care la solicitarea părinților s-a introdus acest element de identificare. Dar culmea, cum ați reușit să-i faceți pe părinți să înțeleagă? Nu vin unii și spun, domnule, copilul meu vrea să vină cu ce vrea el. Apropo de, cred că am mai spus-o asta, am auzit în mall, întâmplător, la început de școală, două fete în fața mea, domnule, cu ce te îmbraci? Așa. A, nu știu, am o bluză de la Bershka, dar nu știu cu ce... S-o accesorizez. Deci când am auzit, sunt cadă fa... Da. Vă dați seama ce... pe ce lume... Da, trebuie și noi să venim în zilele noastre. Asta cu uniforma peste tot în lume există, nu numai la noi. O mare problemă, pentru că a spus că au fost de acord și părinții, o mare problemă este cum îi convingi pe părinți. Pentru că, vă dați seama, în zilele noastre și părinții trebuie să... Da, sunt și ei o formă. Cum a spus ministru? O parte dă statul, o parte dă părintele și pentru elevi e gratis. Da. Sunt consultarea aceasta a fost lucruri... făcută la nivelul Asociației Părinților, există în, da, această școală, și al Consiliului Reprezentativ al acestora, care au venit cu propunerea în sensul achiziționării unui element de identificare. Cât costă o uniformă? Vestuța, vesta este, da, elementul forte, în sensul că el poate fi utilizat atât de fetițe cât și de băieței, 45 de lei. Am înțeles. Cu tot cu ecusonul respectiv. Da. Acolo unde au fost cazuri sociale, pentru că nu toată lumea își poate permite asta-i, lucrul acesta, că... am asigurat prin Asociația Părinților respectiv, prin firma care ne-a lucrat aceste uniforme, un discount pentru cazurile speciale din clasă. Și n-a fost niciun fel de problemă în sensul acesta. Într-adevăr, sunt foarte multe probleme în acest de a armoniza așa și profesorii și elevii și părinții. Și dă roade de ideea aceasta cu uniforma? Da, da, sigur. Au achesat la idee, au fost extrem de încântați. Am
parcurs toate etapele cu achiziție, nu am făcut nimic fără să fie la propunerea Asociației Părinților. Repet, este un for de care suntem extrem de legați și din acest punct de vedere. Se donează acei 2% din impozitul pe venit, părinții donează în asociație și de acolo există aceste fonduri cu care putem să sau pe care le avem la îndemână în eventualitatea că nu reușim să facem cu banii noștri proprii, de fapt banii trimiși de la Consiliul Local nivelul bazei materiale a școlii. Acum s-a mai produs o schimbare chiar la capitolul salarizării, chiar la începutul... Da, banii vin pe filiera Ministerului prima discuție, Educației. Banii, n-avem bani. Da, da. Dar iubirea de moș. Încadrarea în buget este și ce facem, problemă. Domnul învățător? Ce să facem? Unde să... Așa. Erau și profesorii săraci, așa. Au venit extrem banii? De s-au făcut plățile, da? Ministerul face acum plata. Direct către inspectoratul școlar. Și mai bine așa? Cred că primăriile da. Sunt... Primăriile se ocupă doar de ceea ce înseamnă baza materială a școlii. Deci acolo vin bănuții, dat fiind faptul că finanțarea se face per elev, per capita. Sigur că sunt probleme de încadrare în buget și dacă nu ai un număr de elevi corespunzători, există posibilitatea restrângerii activității cadrelor didactice. E o întreagă poveste, însă atâta timp cât există disponibilitate de ambele părți, se găsesc soluții în diverse etape de mobilitate. Am înțeles. Dumneavoastră aveți și un... Și o grădiniță, nu? Da, și grădinița cu program prelungit floare de colț este structura școlii. Cum mai merge programul ăsta cornul și laptele? Mai merge? Eu nici nu mai știu dacă mai merge. Credeți-mă, însă, n-am mai luat funcționează, de mult. Însă, credeți-mă, sunt copii care iau produsele și le duc acasă, nu prea le mănâncă. Am înțeles. Sincer. Am înțeles. Da. Deci, cu alte cuvinte, și aici trebuie o schimbare. Da. Se prevede în viitor introducerea unei mese calde la nivelul unităților de învățământ. Acum există 50 de unități școlare într-un program pilot incluse, tocmai în ideea aceasta de a vedea dacă prinde acest aspect. Pentru elevii mai mari? Sau pentru elevii, pentru toți elevii, da? De la clasele pregătitoare și noi aici avem 8-a. În zonă vreo școală? Da, am înțeles că liceul sportiv de la Roman este prins în acest proiect pilot. Doar o școală sau un liceu pentru fiecare județ. Pentru că și aici au fost probleme. Bine, pentru clasele cele mici de la... Sunt posibilități de catering, dar eu vorbesc de tot liceul, pentru că așa ar fi normal, adică o masă serioasă, o masă, vedeți că pare a fi așa un fel de bani irosiți. Copiii nu stau ei la cutiuța aia de lapte și nici cu mărul, nici cu... Dar mă gândesc că o masă caldă pentru unii, unii din familiile mai puțin... Așa ar da posibilitatea, nu știu, să-i atragi la școală. Mai ales în rural, eu cred că ar trebui în rural să înceapă să se proiectul. Implementeze. Da. Și apoi, bine că în mediul urban există posibilitatea, având bucătărie proprie, având, eu știu, un spațiu necesar, o sală de mese, sală de mese, e mult mai ușor de implementat. Avem contract cu o firmă de catering, dincolo la grădiniță, avem bucătăria proprie care asigură masa pentru copilașii de acolo. Din punct de vedere al infrastructurii, școlile din mediul urban sunt mult mai avantajate, dar sunt și în mediul rural o serie de școli, sunt primari extrem de interesați de procesul didactic, astfel încât au creat niște condiții extraordinare. Eu sunt și profesor metodist, merg în diverse inspecții și vreau să vă spun că am mers la școli din mediul rural care arată uluitor. Mult mai bine. Foarte bine, foarte bine. La Alexandru cel Bun, nu? Iată, dacă ar fi una dintre să dăm, școli, sigur. Un exemplu. Și școala Dumbrava Roșie este o școală foarte frumoasă și acum nu fac neapărat o selecție, dar vreau să vă spun că lucrurile evoluează în bine și în mediul rural. Nu mai sunt
Iar la Borlești, iată, este o localitate de care eu mă simt oarecum afectiv, emoțional atrasă. Acolo am desfășurat activitatea didactică 14 ani de zile, când eu un învățământ. Ați făcut naveta, da? Naveta, da. Și primarul de acolo a făcut o școală la Mastacăn extraordinară. Acum este dată în folosință, cu o grădiniță foarte bine dotată. Adică se vrea. Ideea e că... Așa este, pentru că școala, eu văd că nu se face nimic, îmi spuneau, vorbeam și eu la școală cu domni învățători, așa, și profesori, și sunt și ei un pic așa supărați că au fost puși așa în ierarhia aceasta deasupra muncitorilor necalificați. Exact. Mă, nu pot să cred așa la ceva. Baza. Vă rog să mă credeți, eu zic, la baza societății. Păi și cum mă punem... Păi nu avem nevoie de școală. Școala mi se pare cea mai mare, nu știu, lucru cel mai important. Chiar așa nu mai e învățătorul un pilon al societății, profesorul, nu mai e... doctorul, adică trebuie să punem lucrurile astea, spital, școală, așa, piloni, adică nu poți să pleci nu în viață ai un fără educat, școală. Da. Nu ai un popor sănătos, exact. Nici nu poți ce mai vrei să dezvolta mai... ceva în sensul exact. Mai acesta târziu ne dăm cu capul de pereți, băi, n-avem forță de muncă, n-avem piață, n-avem aia, nu vin investitorii, că n-au... Păi nu vine nimeni dacă nu știe că e... Da. E foarte, foarte, nu știu, de ce nu se, nu știu, n-au fost miniștri foarte bine înfipți acolo în structuri. Eu cred că nici n-au avut alte... o perioadă atât de lungă de timp în care să-și poată dezvolta o idee. Adică și modalitatea asta de a-i schimba într-o permanent. Dar nu numai în învățământ, peste tot, tot. N-apucă omul să-și, exact. Să-și expună anumite idei și să încerce să le implementeze, că imediat este schimbat. În orice domeniu, așa este. Și repet, sunt, nu știu, văd zilnic, așa că totuși trebuie făcut mai mult pentru învățământ. Copiii din ziua de azi nu mai sunt copiii aia care eram noi. Ne țineau, păi eu am mai povestit așa, ne țineau în ploaie până nu ne vedea matricola tot, dacă ești cu toate cele la tine. Ei, acum lucrurile nu mai sunt așa, au drepturi. Copiii din ziua de azi au drepturi. Au și mai puține obligații. Și mai puține obligații, da? Dumneavoastră spuneți așa? Bine, eu nu prea sunt de acord. Asta e realitatea. Da, eu nu prea sunt de acord așa, pentru că eu consider, domnule, ai venit la școală, școala are un regulament de funcționare, trebuie să te cam supui. Vin părinți care n-au nicio problemă, strigă, bat cu pumnul mat, așa. Te trag de mânecă. Da, te trag de mânecă, copilul meu, să nu aibă... Eu la școala 10, și am mai spus-o, și mă rog, acum nu... Fel de fel de hotărâri. Deci părinții vin cu mașina dacă ar putea să-l bage pe copil până în clasă. Este adevărat? Da, până în clasă. Mă uit și eu așa, m-am uitat dimineață, deci intră pe o poartă și mașini și copii și toți să fie acolo lăsați la ușă. Măi, așa ceva, deci nu știu dacă... Da, din păcate se întâmplă se greșește, da, așa. Da, da. Însă dacă acest regulament de organizare interioară, internă, este dezbătut și discutat la nivelul Asociației Părinților, al Consiliului Reprezentativ al Părinților, eu cred că există înțelegeri și de cealaltă parte, dar dacă hotărârile acestea sunt luate doar la nivelul Consiliului de Administrație al Școlii, părinții nu sunt consultați, sigur că apare reticența aceea cu privire la modul în care se organizează instituția în interiorul ei. Așa este. Bine, acum se pot întâmpla că la o școală să fie niște condiții, că mai probabil mai sunt părinți care discută. Dom'le, la mine la școală nu se acceptă aia, la mine la școală e altă regulă. E posibil așa ceva? Da, se, da? Se poate, se da? Se întâmplă pentru că, tocmai din acest motiv, pentru că acest regulament intern nu a fost, eu știu, prezentat astfel încât să fie acceptat de către părinți și să li se explice care sunt interdicțiile și de ce se procedează în acest mod.
Da, dumneavoastră recunoașteți că pe domeniul ăsta al învățământului nici nu mai vor oamenii să vină să profeseze, nu mai... Da, e un domeniu în care... sistemul acesta de salarizare din învățământ, pentru că până la urmă ne întoarcem la vechea problemă. Salarizarea? Și salarizarea și condițiile care există, dar mai ales modul acesta de a fi tratați profesorii. Așa este. Creează această reticență, pentru că nu este ușor lucru să termini o facultate, să faci un master și la un moment dat să fii tratat ca ultimul om. Vedem, în mass media apar diverse cazuri în care profesorul este bătut. Fără, da. Clar. Sunt cazuri în România așa ceva. Regretabile, da. La care nu ar trebui să se ajungă. De aia e mai puțin ofertant sistemul acesta. Exact. Doar asta, cel care are dureros, har, care are dorința de a rămâne în sistem și care își dă silința în sensul acesta. Nu avem profesori de limba germană, de exemplu, profesori de limba... S-ar căuta? Da? Se caută profesori limba germană, clar. Nu mai este ofertant sistemul și atunci există foarte puține șanse ca acești profesori să vină în sistem. Preferă să plece în străinătate decât să... își bată să rămână, capul exact. N-aș vrea să spun că totuși învățământul a devenit așa un domeniu în care mulți merg că nu și-au găsit loc în altă parte. Adică n-aș vrea să cred că asta e. Să cred că nu e așa. Totuși, cred că totuși învățământul ar trebui să rămână în continuare un etalon, da, și să se facă mai mult. Să rămână acolo mai nu știu... mai sus. Adică nu putem să-l punem... Să coborâm ștacheta. Dacă de vrem mult să așteptăm încât... ceva de la generația de mâine. Vedem și generația, cum spuneați dumneavoastră, toți vor să plece din țară. Nimeni nu vrea să mai rămână. Poate au și dreptate. Nu vor să mai vadă, să mai... Pentru că e libertate acum. Știți că e vorba aceea oriunde e țara mea în lume. Dar totuși... Nicăieri nu e ca acasă, exact. Totuși, generația de astăzi nu mai e ce eram noi pe vremea noastră. Nu mai e... caută... Nu au răbdare. Tinerii din ziua de astăzi nu au răbdare. Vor imediat salariu, vor imediat funcție, vor imediat pe o postură. Nu așteaptă cum eram... Arde etapele, da. Nu vor să parcurgă toți pașii aceștia de la debut până ajunge, eu știu, la nivelul gradului didactic întâi. Exact. Da, este... Dumneavoastră ați mai luat de la capăt tot în învățământ? Sincer, dat fiind faptul că îmi place foarte mult ce fac, aș lua-o de la capăt. Fica mea este studentă la psihopedagogie în anul 2. Mm-hmm. Am canalizat-o oarecum către acest domeniu, tocmai pentru că am crezut și cred încă în utilitatea școlii românești. Am terminat, adevărat, liceul imediat după Revoluție, școala normală Gheorghe Asachi din Piatra Neamț, și încă se făcea carte, încă exista posibilitatea aceasta de dezvoltare a unui tânăr care își dorea neapărat să lucreze în sistemul de învățământ, dar nu am ars niciodată etapele. Mm-hmm. Am parcurs ați avut pas model cu pas. În viață profesorii dumneavoastră. Exact. Acum e greu să mai... ați prins abecedarul acesta, ați prins pioneratul, ați prins vremurile acelea. Mă rog, noi le spunem de tristă amintire, dar mă rog, după 10 ani o să spunem de astea că sunt de tristă amintire, când mergeam la muncă patriotică. Da. Cum vedeți elevii din ziua de astăzi? Sunt mai... Eu observ un fenomen în școală și anume violența. La vârste foarte mici. Și, domnule, n-avem ce să le facem. N-avem cum să-i mai strunim. Sunt atât de nărăvași. Vina pornește și de la adult până la urmă. Pentru că de foarte multe ori, eu mă refer acum strict la copiii mei de acasă. Uh-huh. De foarte multe ori îl uit în fața laptopului, a jocurilor acestea cu violență și cu manifestări nu tocmai în regulă. Și ajungem să ne întrebăm de ce au acest tip de manifestare atunci când intră în mediul școlar. Păi, tocmai din acest motiv, pentru că nu li se oferă și alternativa. Foarte rar citesc, din nefericire, foarte rar citesc.
foarte mult își petrec timpul acolo, vis-a-vis de omul acela care creează cu pușca sa, eu știu, diverse acțiuni. Și atunci e și vina adultului. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Pentru că iată ce greu reușim să-i ținem câteva ore dezlipiți de telefon. Exact. Sau câteva ore în priză. Să fie atenți. Da, 35 atenția. De minute la ceea ce se desfășoară în clasă. Mulți probabil se gândesc, domnule, și așa nu o să rămân aici. O să mă duc în străinătate. Mulți cred că acolo îi așteaptă cineva la poftiți. Așa. Luați banii și... Și atât. Fără să faceți nimic. Da. Da, nu. Violența aceasta cum se poate totuși, că aici mi se pare un domeniu în care chiar trebuie făcut ceva. Văd că e un fenomen la vârste foarte mici, fragede. Da, există la nivelul fiecare unității de învățământ, eu vorbesc acum în nume propriu, o serie de parteneriate încheiate cu, eu știu, poliția de proximitate, cu... inspectoratul școlar, cu bibliotecile și aducând în interiorul școlii oameni avizați care pot prezenta cazuri gen așa da, așa nu. Discuții cu psihologi. Da, cu psihologi. Avem o colaborare foarte bună cu Câșrai Neamț. Până și la nivelul Spitalului Județean Neamț. Aducem în discuție la nivelul elevilor în diverse forme. Asta e bună, să aduceți poliția mai des prin școală. Exact, da? Implicarea... Vin, prezintă cazuri de violență, explică care sunt sancțiunile, la ce sunt predispuși elevii în caz că fac aceste abateri. Adică există o colaborare între instituții, o colaborare instituțională care altfel nu ar funcționa. Iar elevii nu au de unde să-și ia exemplu decât de acolo, faptic, cu exemple, cu lucruri concrete până la urmă. Am înțeles. Văd ce-i drept în jurul nostru, tot ce înseamnă mass media, tot ce înseamnă online, bombardează cu fel de lucruri din acestea și probabil devin și ei la rândul lor. O să vedem cum funcționează alte școli din lumea asta. Cum de-au reușit alte țări să ajungă la un nivel atât de performant, dorit de toată lumea. Dacă în România se poate ajunge în acel loc, o să vedem după publicitate.